Bună seara, dragii mei telespectatori! Iată-ne din nou la emisiunea Om Bun, emisiune în care ne-am obișnuit să discutăm despre multe aspecte ale zilei, indiferent că sunt în plan intern sau plan internațional. Emisiunea de astăzi aș vrea să o dedic unei țări și unui popor harnic și organizat, de la care noi avem foarte multe de învățat. Un popor care s-a ridicat direct așa din negrul feudalism, ca să-l numim, până pe cele mai înalte culmi așa ale capitalismului combatant și combativ și a reușit să devină o mare putere la un moment dat. Nu chiar o superputere, dar o mare putere. Vreau să discut despre Japonia și, bineînțeles, la sfârșit voi vorbi și despre o artă marțială japoneză, Aikido. Dar vreau să vorbesc despre Japonia ca țara sau ca poporul ordinii și al armoniei. Și anume, două lucruri. Atât cât am lucrat prin câteva firme, am văzut un sistem numit sistemul Kaizen. Un sistem care are origini japoneze. Este sistemul Toyota. Sistemul după care se fac mașinile japoneze Toyota. Sau Toyota, cum spunem noi. Cei 5S, care în japoneză, așa, nu i-am înțelege ce înseamnă Seiton, Seizo, Seiketsu și Tsuke Seiri. Ce înseamnă asta? Întrebăm noi ca români. Dar înseamnă așa, sortare, strălucire, sistematizare, standardizare, susținere. De la ce pleacă? De la primii pași, primele etape. Pur și simplu, muncitorul japonez nu are nevoie de femei de serviciu. În nici într-o instituție japoneză nu ai să vezi femeie de serviciu. Într-o școală japoneză, profesorul cu studenții, cu elevii, fac curățenie și încuie clasă. Într-o sală de arte marțiale, să vezi la sfârșit, după antrenamente, toți elevii împreună cu profesorul șterg frumos sala, o lasă în ordine pentru a doua zi. La fel și la lucru. Se întâmplă întâi sortare. Se separă tot ceea ce este inutil. Adică nu... Parcă și vedem la un român, știi, pe bancul de lucru, și ciocan, și pilă, și metru, și tot felul de furculițe, nu, orice le vedem acolo. Furci, chei, șurubelnițe, patent, clești de toate tipurile, toate adunate acolo, nimic organizat. Când are nevoie de ceva, trebuie să caute jumătate de oră. La un japonez, locul de muncă este foarte bine organizat. Toate cheile sunt la locul lor, pe panoul de chei. Toate ciocanele pe panoul de ciocane. Tot pe panouri, dar nu numai că sunt pe panouri sau în sertarele corespunzătoare, ci și, sunt și la distanța la care pot fi atinse cu mâna fără a face eforturi mari, să se deplaseze, să cadă peste ceva, să ia înainte biroul ca să ajungă la o șurubelniță. Nu. Deci totul este situat la distanțe ergonomice și toate cele ce sunt mai utile, frecvent utilizate, toate instrumentele care sunt frecvent utilizate sunt puse mai aproape. Deci asta este în primul rând. Primul pas a celor 5S. Primul pas, sortare. Apoi vine strălucire. Se face curățenie, se spală tot, se curăță tot. Tot ceea ce este în interiorul locului de muncă respectiv este curățat. Dar curățat nu așa am șters un pic. Curățat de strălucește. De-aia și spune strălucire. Curățat de strălucește. Și atunci când lucrezi într-un mediu curat, pe care ți-l menții curat,
În momentul în care mașina lucrează singură într-o zonă, tu ștergi în zona în care nu lucrează mașina. Continuu, un puf din ăla cu detergent, cu cârpă, se șterge praful mereu, nu lasă să se depună. Continuu. Fiecare biroaș, fiecare loc de muncă, fiecare zonă încadrată are un făraș, punguțele, mânuși, o măturiță, cârpe, acel tub cu detergent, totul strălucește. Totul organizat astfel încât se poate curăța din mers. Ei lucrează și în timpii morți curăță utilajul. Da, sistematizarea. E a treia etapă. Totul este pus după un plan. Pe absolut tot scrie ce se întâmplă, ce proces urmează, până unde trebuie să fie urcată presiunea sau până unde nu. Domeniul roșu, acolo unde nu trebuie să fie acul indicator, foarte bine arătat. Cu indicator, cu tot simplu, cu niște indicații simple, scrise peste tot, cu săgeți, intrare, ieșire, drum de acces, absolut, pur și simplu, vopsită calea de acces, cu dungi continui, dungi răsfrânte, săgeți peste tot. Este atât de bine sistematizat, tot, toate rafturile sunt codate, dar nu codate cu coduri pe care trebuie să le știe doar acel expert, ci pentru toată lumea. Dacă a intrat un om care nu a lucrat niciodată acolo, vede scris ceea ce este spațiu pentru rebuturi, ciocane, chei, vede și știe. Standardizarea. Urmează a patra etapă, standardizarea. Păi, realizarea standardelor și aplicarea lor. La un moment dat, dacă trebuie restandardizat, se restandardizează. Nu se face o așa mare turavura și tot felul, o tevatură din asta. Este un standard și trebuie. Dacă este ceva care pe parcursul tehnologic se poate modifica un standard rapid, se comunică, se modifică, se vine cu noua modificare, tot, în timp util este restandardizat, modificat, astfel încât omului care lucrează în zona respectivă nu este greu. Și ultima este susținerea. Deci, menținerea standardelor, nu derogarea de la ele, menținerea standardelor și susținerea în fiecare zi a standardului. Adică dacă îmi spune să frec masa asta de 3 ori pe zi și să o curăț, eu nu las numai de 2 ori. De 3 ori pe zi o frec cu cârpa și o curăț, să-i dau strălucirea. Ăsta este standardul minim, dacă pot de 4 ori, foarte bine, dar sub 3 ori nu scad. Ei, aceasta aduce progres. Acea urmărire a producției, dar și ordinea, și curățenia, și totul. Totul este un tot unitar. Totul vine de la sine. Vine înțeles. Omul nu este umilit că își face curățenie la locul de muncă. Nu este o chestie care, vai, dar ce, îmi trebuie slugi. Nu. Fiecare este sluga proprie. Este servitorul propriu. Uite, stau și mă gândesc, noi ne uităm și auzim numele ăsta samurai. Și când auzim samurai, știm că vine din Japonia și sunt luptători aia cu săbii. Scoteau săbiile și dintr-o lovitură tăiau. Dar samurai, în limba japoneză, nu înseamnă războinic, nu înseamnă soldat, nu înseamnă luptător. Samurai înseamnă servitor. A servi. De acolo vine. De la a fi umilul servitor a cuiva. Și atunci când îl servești, îl servești cu toată dedicația. Te dedici cu totul prin a-l servi.
pe superiorul tău. Ați face serviciul dedicat suprem, corespunzător. Dedicația să fie fără reproș. De aceea, la un moment dat, în cultura lor, ajunsese la sepuku sau harakiri, cum le mai numesc în limbaj așa mai... Dacă stăpânul era nemulțumit de subordonat, îi ordona imediat sepuku. Adică, ăla, ca să nu-și lezeze onoarea, își făcea o sinucidere ritualică. Atât de mult timp a fost această conștiință de a-ți face treaba foarte bine, că dacă nu plătești cu capul, încât la ei nici nu se pune problema să fie treaba făcută de mântuială. Vorbeam cu cei care s-au dus în Japonia, au făcut cursuri în Japonia sau toate astea, foarte mulți oameni nu-și mai găsesc rostul după ce s-a la pensie. Ei sunt dedicați muncilor și sunt lăsați să vină la serviciu în continuare, chiar dacă ei sunt la pensie, să mai ajute, pentru că ei sunt impregnați de muncă. Sunt impregnați așa, sunt îmbibați cu munca. Nu-și găsesc rostul acasă dacă nu muncesc. Au așa o conduită pentru muncă cu devotament, 100% devotat. Și atunci când a terminat, pur și simplu, au terminat munca, au ieșit la pensie. Pentru ei ar fi o sinucidere să ducă acasă să nu facă nimic. Care au bonsai și fac tund brăduți și de tot felul de pomișori cu furfecuțele, îți găsești o metodă de meditație, de contemplare, de grădinile alea din nisip, bine, au modalități prin care își acea energie activă și o interiorizează. Dar sunt și care nu își găsesc acea cale și atunci îi trebuie să lucreze în continuare. Sunt primiți la serviciu. Chiar dacă pe locul lui a fost angajat altcineva și firma nu-i dă salariu, dar sunt primiți, pur și simplu este un respect pentru cineva care a lucrat și te ajută în continuare, mai ales acei oameni sunt foarte buni instructori pentru personalul tânăr care abia atunci intră în structura companiei și trebuie să câștige respectul companiei sau cum să spun, să intre în cutumele companiei respective. Și normal, ca orice tânăr care nu cunoști toată ierarhia, tot parcursul așa, e bine să ai un magistru, un maestru care să te îndrume și să fii discipolul sau ucenicul cuiva. Avantajele acelei metode 5S, care metoda asta a fost descoperită, implementată de către firma Toyota, în primul rând, se îmbunătățesc condițiile de muncă. Se îmbunătățesc și condițiile, dar și siguranța la locul de muncă. Nimic nu este ne la locul lui, nu te împiedici de nimic, nimic nu este în cale, pe calea de acces și nu se întâmplă accidente de muncă și tot este curat și în ordine. Apoi formează o bază solidă pentru o cultură a îmbunătățirii condițiilor de muncă. Deci, din ce în ce, dacă mai mult, se îmbunătățește, să fie mai curat, mai în ordine, standardul să fie din ce în ce mai ridicat. Îmbunătățește performanța muncii și liniștea aia pe care o ai când muncești. 8, 10, 12 ore pe zi, depinde de, eu știu, de companie și cum îl folosesc. Angajații dobândesc așa un bun simț al proprietății, al implicării în acea companie. Simt că fac parte dintr-o familie. Compania este familia lui în care se integrează și în care colaborează cu ceilalți și au responsabilități și țin de acele responsabilități de la locurile de muncă.
Deci nu este o muncă din aia așa făcută de pleașcă. Nu există de pleașcă la japonezi, făcut așa la mișto. Mă duc, ei se fac că ne plătesc, noi ne facem că muncim. Acest ne facem că muncim în Japonia nu există. Ar fi bine să preluăm din această modalitate. Plus că reduc pierderile. Nu sunt pierderi. Le reduc la minimum. Nu spun că nu vor fi pierderi deloc, dar le reduc la minim. Îmbunătățesc munca zi de zi, activitate de activitate. Acesta este modelul de producție, 5S. Un model de artă marțială japoneză ar fi Aikido. Aikido, bine, mai sunt alte arte marțiale japoneze. Cu toți am auzit de karate, de judo, de jiu-jitsu, de și altele. Kendo, lupta cu scrima japoneză, cu sabia din lemn de bambus. Și alte arte marțiale, toate provin din sistemul lor Bushido, sistemul de luptă al samurailor, o castă care devenise, chiar dacă erau numele de servitori, dar erau o castă la un moment dat de luptători care serveau, își dedicau viața pentru a se perfecționa, pentru a fi cel mai bun, pentru a servi pe stăpânul său în luptă, bineînțeles că se foloseau arme. Aikido este un stil, o artă marțială fondată de maestru Morihei Ueshiba. Acesta a decedat în 1969, deci a fondat-o în zona între cele două războaie mondiale, acesta Aikido. A îmbinat toate tehnicile de luptă, dar a exclus ușor-ușor tot ceea ce este dureros. Adică sunt atemi lovituri în Aikido, dar este bine să eviți lovitura ca să nu-i faci rău partenerului. Este o filozofie foarte frumoasă. Ai, în japoneză, înseamnă dragoste, iubire, armonie. Aikido este calea dragostei, calea armoniei, calea păcii. Do este cale. Chi, energie internă, energia, focul interior. Chi înseamnă și foc, și energie, și fulger în japoneză, dar și pom, dar e vorba de energia, suflet, de energia umană. Deci ai, dragoste, chi, energie, do, cale. Calea energiilor, calea armoniei, calea păcii, calea dragostei. Este un stil de luptă defensiv. Este un stil de luptă defensiv. Nu se organizează competiții pentru că se consideră că competiția este cu tine însuți. Este, în schimb, numeroase demonstrații care se fac în care măiestria se arată cu ajutorul unui uke, adică celui care este proiectat, aruncat. Nage este cel care primește lovitura lui Uke și îl aruncă, îl proiectează, îl imobilizează la sol, pentru ca să nu-și facă rău acel Uke. Deci vine adversarul la mine să mă atace, îl evit atacul său și îl proiectez la sol. Nu este o proiectare foarte dură, decât depinde de viteza lui, dar este la limita durerii, nu se rup mâinile, oasele și pur și simplu, datorită dragostei care ai față de ființa cealaltă, chiar dacă te atacă, îi arăți că ești stăpân pe situație, că este bine să nu te mai atace, că dacă nu, își face singur rău. Este ca și cum, toate procedeele sunt ca și cum omul este o sferă, iar atacatorul pur și simplu vine și se rostogolește pe acea sferă. La sfârșitul emisiunii vă voi arăta un mic filmuleț cu trei rusoaice care practică Aikido, să le vedeți ce grațioase sunt și ce frumos scapă de atacatori mult mai impozanți. Principiile astea de non-violență
rezistență. Și la japonez este o cultură a florii de cireș. Stilul ăsta de non-rezistență vine de la crenguța de cireș, foarte elastică, foarte elastică. Și maestru i-a arătat la un moment dat și vorbea cu ucenicul său. Și ucenicul i-a spus, cum să fac? Eu trebuie să lovesc, să dobor adversarul, cum să fac? Fă ca și crenguța de cireș, i-a spus. Când se depună pe crenguță zăpadă. Adică, uite, se depune zăpadă, 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 până când la un moment dat zăpada cade și crenguța revine, se scutură pur și simplu de zăpada care vine. Ea nu se rupe. Acționează celălalt cu o forță până când se eliberează de forța celălalt. Lasă-l să vină cu forța lui, dar nu o primești tu, ci eviți, îl eviți frumos, pivotezi, toate mișcările sunt ca și cum ai fi o sferă care te rostogolești, iar el se va rostogoli peste tine. Dacă nu poți avea controlul, dacă nu te poți controla, nu ai încredere în tine, dacă nu poți vedea lucid, nu poți avea încredere nici în alții și cu siguranță nu ești capabil să deții la un moment dat autoritate asupra celorlalți. De aceea, în Aikido, tot lucrul, toată munca este cu tine. Când se spune așa într-un proverb oriental, unii spun chinezesc, alții spun indian, alții spun japonez. Spune așa, cel care învinge pe celălalt este puternic. Cel care se învinge pe sine și se stăpânește pe sine, deține toată lumea. Învinge toată lumea. Deci, principalul e să te înfrânezi pe tine, să te deții pe tine, să te cunoști pe tine și să poți să lucrezi cu tine, astfel încât celălalt să nu-ți poată face niciun rău. Scopul antrenamentului la Aikido nu este de a crea luptători agresivi, forțoși, care le-ați văzut pe la K1 sau pe la MMA, MMA, cum îi spun ăștia, artele marțiale moderne, puși în cușcă și șrup fălcile pe acolo și șrup picioarele. Ci e de a perfecționa înțelepciunea și autocontrolul. Celălalt, cu câtă forță ar veni, tot atât de repede cade. Ca practicant Aikido trebuie să progresezi, să te perfecționezi. Este la fel ca muncitorul într-o fabrică 5S, Kaizen, după principiul care să te perfecționezi continuu, astfel încât să-ți ridici standardele, locul tău de muncă să fie foarte, foarte în siguranță și să fie foarte productiv și să nu fie obositor și să nu fie stresant și să fie foarte curat. La fel și în arta aceasta marțială, în Aikido, trebuie să progresezi, să te perfecționezi, să nu încerci să concurezi cu ceilalți, să te concurezi pe tine. În momentul în care, de fapt, faci atâtea proiectări și atâtea căderi și atâtea rostogoliri, la un moment dat totul vine de la sine. Tu pur și simplu ai echilibrul și ai controlul propriului corp. Chiar dacă la un moment dat ești proiectat, ești aruncat, știi cum să te ridici, știi cum să te rostogolești, să te ridici să fii în deplină siguranță. Ideea de centrală de Aikido este de a utiliza și de a îndrepta armele adversarului împotriva lui și împreună cu el. Deci, chiar dacă te-a atacat cu o sabie, ai evitat, iar sabia upre ei și împreună cu el, eventual îi deții tu controlul sabiei lui, iar pe el l-ai aruncat. Ar fi bine, acum la sfârșitul acestei emisiuni, să urmăriți micul filmuleț pe care l-am cu cele trei rusoaice, pentru că degeaba am vorbit dacă nu se vede clar și într-o imagine
Și cred că acest filmuleț de 2 minute este foarte sugestiv. Vă invit să-l urmăriți, este vorba de 3 femei, un stil de luptă japonez, foarte frumos, foarte grațios, zici că este un balet, zici că este un dans și nu plin de, cum să spun, de violență și de sânge pe pereți. Este o armonie în tot ceea ce se întâmplă, atât de grațioase și totuși atât de puternice în defensiva lor. Multă înțelepciune să primim de la toți care sunt harnici. Iar de la poporul japonez, un popor ordonat și harnic, avem multe de învățat. Multe, multe de învățat. Să privim acest filmuleț, iar eu vă spun o seară frumoasă și la revedere pe mâine seară.